Vă salut și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint niște telefoane în bugetul de 1000-1500 de lei pe care eu le-aș cumpăra dacă aș avea strict doar banii ăia. Primul telefon ar fi Redmi Note 8 Pro. Iese în evidență cu performanța, camerele sunt ok la banii ăștia, mai multe detalii aveți în review-ul de pe canalul meu. Următorul ar fi Xiaomi Redmi Note 9S, care e cam același lucru cu Redmi Note 8 Pro, dar are un procesor mai eficient, o baterie mai mare și deci o autonomie considerabil mai bună. Huawei P40 Lite. Întâi de toate, trebuie menționat că vine fără serviciile Google. Nu stau acum să discut despre asta, sunt destule videoclipuri pe YouTube. Iese în evidență cu încărcare la 40W, dar și cu camerele. Este bun spre foarte bun în acești bani la camere. Samsung Galaxy M30S. Este un telefon aproape identic din punct de vedere tehnic cu Galaxy A51, însă are o baterie de 6000 de mAh, deci are cea mai bună autonomie din acest top. Mă repet, aproape identic cu Galaxy A51. Xiaomi Mi 9T este practic un Galaxy M30S mai rapid, adică cu procesor mai bun, cu design mai frumos, camere posibil o idee mai bune, însă cu o baterie mai mică și implicit autonomie mai slabă. Realme X2. Este practic un Mi 9T ceva mai rapid în gaming, dar cu skin de Android apropiat de Oxygen OS de la OnePlus, fiind ambele făcute de aceeași companie mamă. Pe lângă acestea, acest telefon are încărcare la 30W, deci se încarcă cam cu aceeași rapiditate ca și Huawei P40 Lite, deci se încarcă foarte rapid și acesta. Și este în evidență cu rapiditate și fluiditate a sistemului de operare. Ultimul și nu cel din urmă, Huawei Nova 5T. Acesta are serviciile Google, este cel mai performant din acest top și cel mai bun la poze, însă diferențele sunt mici, vorbind de la P40 Lite în sus, referindu-mă la cele prezentate până acum. Per total este cel mai bun, însă încărcarea este la doar 22,5W, deci P40 Lite și Realme X2 sunt superioare și ecranul este doar LCD.